Bună ziua, stimați prieteni! Suntem la un nou episod live. Președintele Igor Don răspunde. Am văzut că pe unii deranjează că îi numește președinte sau... Avem mai mulți președinți în Republica Moldova. Sau cineva încearcă să monopolizeze această noțiune. Este președintele țării, este președintele Parlamentului, sunt președinți de partide. De ce? Suntem și vom continua cu acest format. Președintele Igor Dodon răspunde. Eu cred că este un format destul de interesant. Apropo, ieri am fost la Soroca, mai multe localități și chiar eram destul de surprins, plăcut surprins, că foarte multă lume urmărește și așteaptă episodul nou al comunicării noastre. Președintele Igor Dodon răspunde. De exemplu, ieri la Soroca cineva m-a întrebat de unde am lipsit două săptămâni în luna ianuarie. Eu vă mulțumesc că sunteți destul de activi, că ne urmăriți. Vă promit că voi continua cu această modalitate de comunicare. Am zis că unii încearcă să ne copieze, le urez succese. Eu cred că o astfel de comunicare uneori este chiar mai bună decât participarea la emisiunile televizate. De aceea mi-am pus ca scop că într-a doua parte a săptămânii, joi, vineri, sâmbătă, miercuri, joi, vineri, să nu particip la alte emisiuni și să fie doar acest format. A fost o săptămână destul de interesantă cu ședința Consiliului Suprem de Securitate, cu avem un candidat desemnat în sfârșit la funcția de prim-ministru după o perioadă de incertitudine. Și am primit mai multe întrebări anume legate de aceste subiecte. De ce? Eu propun să, ca de obicei, o să merg pe întrebările de la dumneavoastră reprezentanții mass media, după care o să răspundem și la câteva întrebări de la cei care ne privesc. Canal 5. Există sau nu, în opinia dumneavoastră, motive pentru care PSRM ar vota guvernul care va fi propus de candidatul desemnat pentru funcția de premier, Natalia Gavriliță, în condițiile în care, în 2019, ea a primit votul PSRM în funcția de ministru al finanțelor? Ce credeți despre candidatura premierului desemnat? Veți invita la discuții ale fracțiunii alte fracțiuni parlamentare pentru a lua o decizie comună în privința votului pentru guvernul Gavriliță. O cunosc sau nu pe doamna Gavriliță? Pe Natalia Cătrănescu, așa era numele dumneei, evident, o cunosc foarte bine. În anul 2007, dacă nu greșesc, am promovat-o în funcția de șef de direcție sau de departament în cadrul Ministerului Economiei și Comerțul, atunci eram în funcția de ministru. Am avut o conlucrare foarte bună. Consider că dincolo de preferințele politice și de lupta politică. Consider că doamna Gavriliță este un profesionist, de altfel n-avea să o iau în echipă în anul 2007. Apropo, în anul 2008, după ce a fost format guvernul Greceanei, după ce am discutat cu doamna Greceanei, i-am propus doamnei Cătrinescu, atunci Natalia, acum Gavriliță, și a condus o direcție importantă, direcția politici în cadrul guvernului doamnei Greceanei. Eram o echipă comună, doamna Greceană, eu, doamna Gavriliță și alți colegi, domnul Chicu, apropo, care a lucrat atunci într-o echipă cu doamna Gavriliță. De aceea, din punct de vedere a pregătirii profesionale, lăsăm din nou preferințele politice într-o parte, eu consider că doamna Natalia este o persoană profesionistă. Cel puțin la acea etapă când am activat împreună, am văzut unele abordări și unele caracteristici profesioniste în domeniul economic, în special și mai departe în domeniul finanțelor. Ar fi aceasta o premiză sau un argument pentru a vota guvernul care va fi propus, sper, de doamnă premier desemnat? Eu cred că atunci când votez un guvern, votez nu doar din considerentele profesioniste, pentru că prim-ministru este și o persoană politică. În genere avem o situație cam dificilă la această etapă în legătură cu înaintarea întârziată a candidaturii doamnei Gavriliță sau premierului desemnat și o abordare cam neclară că cine votează și cum votează. Eu nu cred că faptul că am desemnat-o sau am primit jurământul la doamna Gavriliță anul 2019 în calitate de ministru al finanțelor este un argument în plus pentru a o vota socialiștii în funcția de prim-ministru. Eu am menționat anterior și menționez încă o dată. În zilele următoare va avea loc ședința Consiliului Republican, unde noi vom discuta despre această situație și vom lua o decizie. Și repet încă o dată, poziția socialiștilor este următoare. Noi nu vom boicota ședințele Parlamentului. Noi considerăm că toți deputații responsabili trebuie să vină la ședință.
Să ascultăm programul propus de premierul desemnat, să dăm întrebările de care ne interesează, toți ne interesează, cum să ieșim din această situație. Și după aceea să luăm o decizie referitor la votarea sau nevotare. Referitor la întrebarea care au acordat-o jurnaliștii de la Canalul 5 că vom discuta sau nu cu alte fracțiuni parlamentare pentru a lua o decizie comună, eu cred că fiecare fracțiune trebuie să ia decizia de sine stătător. Sunt cont de agenda sa politică și sunt cont de viziunile sale. Varianta ideală care trebuia să fie în această situație, am început această emisiune cu vizita de ieri în teritoriu. Apropo, mi-am pus ca scop 2 zile în săptămână. De regulă, marța și joia, dar poate și sâmbătă, poate 3 zile. O să merg în teritoriu. Foarte mulți policieni merg în teritoriu doar în campanie electorală. Nu se știe când vor fi alegerile. Poate peste 2 ani. Eu am decis să revin activ în teritoriu. Când am fost în funcție de președinte, știți, o dată în săptămână mergeam. Acum voi merge de 2-3 ori pe săptămână. Ieri am fost în 5 sate din raionul Soroc. Eu cred că 5, 10, 12 localități pe săptămână eu le voi vizita. Știți ce spun oamenii? Oamenii simpli pe care eu ieri am discutat, nu membri de partid. Pentru că eu când merg în sat, mă întâlnesc cu primarul, oamenii care au auzit că vine Dodon, vin să discute, consilieri locali și așa mai departe. Și eu îi întrebam, ce, în opinia de noastră, ce mai bine, să votăm guvernul sau să nu votăm guvernul? Să dizolvăm parlamentul acum sau peste un an, peste doi? Știți ce spun oamenii? Noi v-am votat, duceți-vă sus, găsiți limbi comună, înțelegeți-vă între voi. Pentru că pe noi ne interesează, îi spun acolo, salarii, pensii, drumuri, apă, canalizare și așa mai departe. Păi, varianta ideală în aceste condiții, care ar fi fost? După alegeri prezidențiale. Trebuie să se convoace conducerea țării, parlamentului, partidele cele mai importante, președinții de partide. Dacă nu vreți deputați, poate cineva se teme să discute cu mine, că eu sunt președintele Partidului Socialist. Întâlnesc-vă cu deputații. Să se găsească un consens. Să formeze un guvern după demisia guvernului Chicu. Un guvern pe o perioadă de jumătate de an, de un an. În decursul acestei perioade să stabilizeze situația. Program cu FMI, dacă e caz. Revenirea la creditul cu Federația Rusă. Suportul cel care cineva a spus că promite Bruxelles. Sunt o mulțime de lucruri importante pentru cetățeni, nu pentru politicieni. În primul rând pentru oameni simpli. Care nu pot fi rezolvate cu un guvern interimar. Aceasta ar fi fost soluția ideală. Dar unii politicieni, mă refer în primul rând la președintele țării, pune mai presus interesul propriu al partidului propriu decât interesul cetățenilor. Pentru ceea ce se întâmplă acum, este foarte clar. Se dorește ca interesul partidului propriu, care încă este pe val, să fie mai presus. Nu interesează că nu-i program cu fondul, că nu-i nimic. Nu interesează. Nu interesează că pot fi probleme în timp apropiat cu gestionarea situației curente. Important repede că oamenii sunt pe valul după alegeri prezidențiale, să obținem mai multe mandate, atâta vin tăput mai departe. Așa că, pe doamna, ca să finalizez cu această programă, doamna Cătrinescu o cunosc, e profesionist, are tot respectul, a avut în 2007, 2008, 2009, anul, 2 ani în urmă, am avut tot respectul din partea mea ca profesionist. Ca polițian suntem pe poziții diferite. Ne-am contrat de foarte multe ori. Așa e. Unul are o poziție, altul. Dar ca profesionist, eu cred că este profesionist. Eu cred că ea are aceeași opinie și de fostul ei șef de la Ministerul Economiei. Vom vota sau nu, vom decide în timp apropiat, dar vom participa la sigur la ședința Parlamentului și cu restul fracțiunilor la această etapă nu știu dacă are sens să discutăm. Unimedia, cum vedeți situația creată cu premierul desemnat pentru PAS, care nu va fi votat de către PAS? Nu, asta e cerc. Nu, ce înseamnă aceasta? Asta e bătaie de joc, în primul rând, de colega ta de partid de la PAS, pentru că doamna Natalia Gavriliță este vicepreședinte la PAS, înțeleg? Nu, ce înseamnă asta? Apropui, spui că e tare maladeț, dar nu votez. Dar de ce? Ne întrebați de ce. Mai înseamnă trebuie să spui mai de atât, așa să înțeleagă tăți. Păi dacă ați desemnat, intrați măcar în sală, veniți la ședința partidului, de ce boicotați? Asta e bătaie de joc, nu doar de propriul membru echipei, dar e bătaie de joc de oameni. Oamenii
Vă spun că oamenii nu înțeleg. Și am văzut că și pe dreapta mulți înțeleg. Vede și vă jucați voi. Ai desemnat candidatul, vine și al susține. Ce înseamnă aceasta? Că n-al votăm pentru că vrem mai repede alegeri începate. Păi care e sensul atunci? Nu trebuie să-l înaintați pe ăsta, trebuie să-l înaintați pe cineva mai slab sau cineva nu din echipă sau cum. Eu cred că este un joc care nu-l înțelege nimeni și este o abordare necorectă față de cetățenii simpli în primul rând. Și eu cred că vor fi penalizați cu acest lucru. Eu vreau să spun un lucru. În caz dacă PAS nu va veni la ședința Parlamentului sau nu va vota pentru candidatul lor și acest guvern nu va fi votat, atunci în câteva luni, o lună, două, trei, dacă situația în țară se va înrăutăți, atunci Maia Sandu și PAS nu vor avea niciun argument să critique guvernul, cum spune, guvernul ăsta interimar e al Dodon, așa spune. Nu aveți niciun motiv să criticați, pentru că ați avut posibilitatea să vă numiți guvernul vostru. De aceea, dacă în luna aprilie, mai, iunie, apar probleme în țară, martie, atunci vina este doar a voastră. Pentru că v-ați jucat de țară în bunchi cu desemnarea și nevotarea candidaturilor pe care v-ați înaintat. NTV, la ora actuală există formațiuni parlamentare pregătite să înainteze propriul candidat la funcția de prim-ministru. PSRM ia în calcul înaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru? Înseamnă acest lucru că anticipatele nu sunt, mai sunt un scenariu de realizat? Noi, la această etapă, nu luăm în calcul înaintarea unui candidat din partea PSRM. Eu cred că lucrul ăsta nu va fi corect atât timp cât noi ne-am expus poziția foarte clară că noi pledăm pentru alegeri parlamentare anticipate. Poziția Partidului Socialiștilor nu s-a schimbat, noi pledăm pentru alegeri parlamentare anticipate. Adevărul ro, unii politicieni vă acuză că vă doriți ca anticipatele să aibă loc la toamnă și nu acum în mai-iunie. Cum comentați aceste afirmații? V-ați dori să ajungeți în funcția de prim-ministru după eventuale alegeri parlamentare anticipate? Haideți să vă spun așa. Noi avem două scenarii la această etapă. După ce doamna președinte a înaintat candidat la funcția de prim-ministru, noi avem doar două scenarii. Primul, alegeri parlamentare anticipate în luna iunie și al doilea, fără alegeri anticipate în acest an sau în genere fără alegeri anticipate și alegerile în 2023. În caz dacă acest guvern va fi votat, din prima sau dintr-a doua încercare, alegeri anticipate nu vor fi. Cel mai probabil nici în anul viitor și vor fi alegeri ordinare în 2023. Care este sensul să votez un guvern propus de Maia Sandu doar pentru 3, 4, 5 luni? Atunci trebuie să-i dai posibilitatea să se manifeste 2 ani înainte. E că noi suntem în februarie acuși. În februarie 2021 se împlinesc 2 ani de activitatea acestui parlament. De aceea sunt doar două scenarii. Primul, nu se votează guvernul și dacă nu se votează guvernul propus de președinte, atunci alegerile parlamentare începate vor fi în luna iunie. Sau al doilea scenariu, se votează guvernul. Și chiar dacă președintele și echipa sa va încerca să demită guvernul de propria inițiativă pentru a provoca anticipate, eu cred că acest parlament va vota deja orice alt guvern și alegerile vor fi în anul 2023. Deci varianta cu alegeri în toamnă, scoteți-o de pe ordine de zi. Noi trebuie să decidem noi acum. Și hai să fim sinceri, în primul rând depinde de poziția Partidului Socialiștilor, care are cea mai mare fracțiune. Noi vom decide să alegeri în iunie sau să alegeri peste 2 ani. Și ne vom consulta cu toți împreună. Și bățul ăsta are două capete. E ca băț cu două capete. Știți ce spun, din nou, oameni simpli, spun că, pe de o parte, e clar că Parlamentul ăsta trebuie fugărit, că mulți dintre cei care sunt în Parlamentul actual nu vor mai fi deputați. Și sunt partidele toate astea care se duc toate. Micuți. Toate partidele care sunt acum, sunt vreo 5-6 în Parlament, nu o să fie 2 sau 3. Adică vreo 2-3 partide dispar din Parlament. Și pe de o parte spun că ar fi bine de fugărit. Și toți ăștia spun, ieri un părinte de la o biserică dintr-un sat din Soroca, spunea, dar unde e garanția că după alegeri parlamentare anticipate o să puteți să vă înțelegeți voi acolo între voi deputați?
Și a doua parte este care? Că o să cheltuim 80 de milioane de lei, alegerile parlamentare costă în jur la 80 de milioane de lei și în condițiile astea de criză. Și o să ajungem în situația că din nou o să trebuiască aceiași jucători, plus minus. Noi, pas, ne așezăm și să încercăm să găsim un limbă comună. Și oamenii spun, băi, dar ce nu așezați anul? Și încercați să găsiți limbă comună. De ce? Dacă vorbim de scenarii, în iunie sau peste 2 ani. Eu să vă spun opinia mea personală. Eu consider că mai bine în iunie anul curent alegeri decât peste 2 ani. Dacă lăsăm într-o parte tot absolut. Noi să discutăm cu colegii. Suntem colegii din Parlament, din fracțiuni, din... Asta e părerea mea. Dar la noi se discută în echipă. Nu e așa ca la alții care înaintează și spune partidului că voi nu mergeți la ședința Parlamentului și deputații de acum, parcă colega noastră, cum să nu merge? La noi se discută și se ia decizii consolidate. Părerea mea că mai bine în iunie să mergem. Dar ce să ne întindem prea mult? Mergem în iunie, alegeri parlamentare începate, cine trece, cetățenii să ne dea la toți aprecieri și după aceea evident ce facem. Există riscul că după alegerile parlamentare din iunie nu o să găsească compromisuri și o să fie iar dizolvat parlamentul. Și o să fie iar alegeri parlamentare începate. În general, eu vreau să vă amintesc, stimați prieteni care mă priviți acum, cu regret se îndeplinește scenariul cel care l-a spus, cel mai prost scenariu care l-am spus anul trecut. Noi suntem într-o criză politică foarte profundă. Din cauza că președintele țării nu vrea să discute și este pe val, euforia este așa de sus, crede-l că l-a apucat pe Dumnezeu de picioare, nu vrea să discute absolut cu nimeni și uite, iată caia sau cum acolo e. Ea e nicto drugoi. Nu merge varianta asta. Și nu o să merg. E necesar dialog. Dacă nu este dialog, o să vedeți, o să fie crize după crize. Și noi anul ăsta, cel probabil o să fie începat, noi anul ăsta până în septembrie, dacă alegerile sunt în iunie, noi până în septembrie guvernale. Nu o să fie guvern până în luna august-septembrie. Adică noi jumătate de an, până în, practic tot anul l-am pierdut. Deja. Din cauza crizelor politice provocate de noul președinte. Posibil după alegerile începate să nu se găsească limbă comună în Parlament și o să mai pierdem încă jumătate de an. Anul ăsta și jumătate din anul viitor. Asta e realitatea, nu vreau să sperie pe nimeni. Артер Молдова. Какова судьба ипотечной программы «Первый дом»? На молдавском рынке банки опустили временный порог с 25 лет до 10 лет. Условия ипотечного кредитования почти не отличаются от классических, выданных банками до сих пор. Я слышал о том, что опустили временный порог. Я думаю, что банки пытаются хеджировать свои риски в условиях нестабильной власти, потому что бизнесмены очень хорошо понимают, инвесторы тоже понимают, что в Молдове сейчас вакуум власти. Я думаю, что большинство экономистов, которые делают анализы, очень четко делают прогнозы, что в ближайшее время не будет в Молдове стабильной власти. Это может породить на фоне пандемии и на фоне общего кризиса в регионе, в мире, это может породить существенный экономический кризис в Молдове. И банки просто хеджируют. Что означает хеджировать? Ну, это понятие, я когда-то писал свою докторскую на тему фьючерсы, опционы и хеджинг. Это означает, что они страхуют свои риски. Понимая, что не будет стабильное правительство, не будет понятного для них бюджета, налоговой политики, они приняли решение снизить с 25 лет до 10 лет. Потому что пока было стабильное правительство, наше правительство прошлого года, они были уверены, что через год, два, три, пять, шесть государство будет выполнять свои обязательства. Сейчас они в этом не уверены. И, кстати, вот этот кризис власти в Молдове создат такие проблемы по многим секторам. Нефтепродукты, то, что мы видели, это один из сегментов. Таких будет еще очень много. И ответственность за это должна взять нынешнее руководство страны, ну, те, которые считают, что они легитимны, и были голосованы, как они бьют себя в грудь, миллион граждан. Ну, не миллион, а 900 с чем-то, во-первых. Не надо преувеличивать. А во-вторых, вот надо на себя брать ответственность на все это. И мы вам будем об этом напоминать. Потому что если была бы другая ситуация после президентских выборов, вот меня вчера тоже люди говорили. Говорит, вот очень жаль, что так получилось на президентских выборах. Мы голосовали за вашего оппонента, но мы сейчас сожалеем, потому что мы понимаем, что у нас очень большой кризис, и
видно, как она себя ведет. Так вот, если было бы по-другому на президентских, у нас бы сейчас была стабильная власть, у нас был бы бюджет, у нас была программа с МВФ, у нас был бы кредит из России, у нас было бы продолжение программы «Хорошие дороги для всех», и весь этот блок большой инициатив, он бы продолжился. Но люди проголосовали эмоционально. Из-за той грязи, которую обливали меня в течение прошлого года. Начиная с непонятных съемок с Плохотнюком и другие вещи. Я же все это помню. И вы проголосовали, некоторые из вас, эмоционально. И, к сожалению, я вас не упрекаю в этом. Но проголосовали, к сожалению, вот такая ситуация сейчас. Сейчас нужно думать, как сделать так, чтобы люди страдали меньше. Хотя будет очень тяжело с таким президентом. Второй вопрос. При каких условиях ПСРМ проголосует за премьера, выдвинутого президентом Санду? Насколько вероятен сценарий импичмента главы государства? Ну, при каких сценариях можно проголосовать? Я думаю, что если бы это было правительство, выдвинутое коалицией, в котором находится партия социалистов, конечно, мы бы 100% за такого премьера проголосовали. Ну, к примеру, даже в нынешнем парламенте какая-то широкая коалиция. Я это предлагал не раз. Просто объясню на русском. Нынешний президент на эйфории, на волне после президентских выборов, считает, что возьмет большинство и не хочет ни с кем садиться за стол переговоров. Высокомерность. Высокомерность – это один из самых больших грехов. Высокомерность и эйфория. Считает, что уже у Бога за пазухой. И за первый месяц ее рейтинг уже начал обваливаться. И пойдет дальше. Так вот, если бы сейчас была бы договоренность между двумя-тремя партиями выдвинуть правительство, включая представителей ПСРМ, мы бы, конечно, за такое правительство проголосовали. Насколько вероятен сценарий импичмента главы государства? Ну, в условиях Молдовы это очень маловероятно. Потому что для того, чтобы снять президента с должности, нужно запустить процедуру 34 депутата. Это у нас есть. Второе. Проголосовать 67 депутатов в парламенте. Ну, теоретически могут собраться в нынешнем парламенте. И третье, самое сложное. На референдуме по отставке президента нужно, чтобы проголосовали столько же человек, сколько проголосовали за избрание, плюс один голос. То, что я считаю, что пока что в нынешних условиях нереально. Поэтому они идут по беспределу. Поэтому они себя ведут так на Высшем Совете Безопасности. Ну, это полный беспредел. Ну, понимаю, что вот, считаешь себя королевой, но это не президентская форма правления. Если бы я себе такого позволил, совбезом, так меня бы всех собак повесили. А сейчас все так называемые НПОшники за права и за демократию и за мир во всем мире молчат, как тузики в тряпке. И ничего об этом не говорят. Почему? Потому что сукин сын, ну свой. Ну, люди это же видят. Ну, полный беспредел. Стоит председатель парламента, председатель парламента имеет больше полномочий в нашей стране, чем президент. Ну, кем себя возомнили? Уже советники президента звонят судьям, премьер Камрата, и давят, чтобы поменяли состав ЦИКа на народное собрание Гагаузии, вот скоро будет, чтобы были люди, которые подконтрольны президенту. И многие такие вещи. Мы будем все это выявлять и показывать. Вы куда, ребята, собрались? Какие европейские ценности? Уже все понимают, что это была ширма. Ширма была на выборах президента. Выборы прошли, до лампочки все. Плохотнюк покажется цветочками, если они получат полноту власти. Вспомните мои слова, представители бизнеса и граждане Республики Молдова. Вспомните мои слова. Вот это будет жесткая тирания. Не хочу, чтобы кто-то думал, что мы сейчас пытаемся своих оппонентов, но посмотрите на замашки. Ну, замашки Плохотнюка, я говорю, Плохотнюк отдыхает. Плохотнюк покажется цветочками по сравнению с тем, какое государство они хотят строить. Еще под европейскими лозунгами, еще под браво европейского посла и под фанфары некоторых чиновников из Брюсселя, которые будут закрывать глаза, потому что свой человек. Ну, я процитировал из одного фильма «Сукин сын наш».
То же самое европейцы делали с Филатом. Когда Филат прошел, пришел и Плахотнюк, ему прощали все, потому что они были с лозунгом, с флагом европейским и против России. Вот мы примерно повторяем сценарий, который был 6, 7, 8, 9 лет назад. И закончится тем же, полным фиаско и разочарованием даже правых партий и правых избирателей. Только сейчас будет быстрее. Будет несколько, год-полтора или полгода, потому что уже покатился. Поэтому вот что с импичментом и проголосуем или нет. Здесь был еще один вопрос, вот мне пишет, который я не ответил, Адиверуру. Воздори сажонечным функциям при министру до повентуале лезет парламентарный чпати. Дичи, ну, и как это нафиг ясно, справедливо, хочет слух. Я вам просто прим вече при министру на гуверн, министру экономии, дичи, осведен. Я кредки и прематура, как с ворбим. Дар я кредки, но я путя с кремой экипы, де профессионишка, альфачи фаца, больше кэрру провокарь. ТВ-8. Mai mulți angajații căilor ferate nu au primit salariile din octombrie 2020. Responsabili de la sindicate spun că s-au adresat din nenumărate ori deputaților socialiști și dumneavoastră, dar s-au ales cu promisiuni că problema va fi soluționată. Ce ați întreprins pentru a veni în ajutorul acestor oameni? Cu cine dintre reprezentanții instituțiilor responsabile ați discutat despre această problemă? Și doi, vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari a declarat că unii deputați socialiști apropiați de dumneavoastră ar urmări să falimenteze întreprinderea de stat care a ferat a Moldovei. Cum comentați? Nu, cum l-au numit pe Slusari, Chicu? Corsar, da? Sau... Corsar colhoznic? Sau... Nu, ceva tipul ăsta. Nu, nu am niciun fel de... Nu vreau să-i fac mare reclamă. El mi-a câteodată când noi ședem la ședințele coaliției, atunci am spune că el așa e... Царам простой, что мерзи по бездорожью. Ашан спомня, пи аратура, ска мерзи, ай до пи аратура. Дака врет са флати са нтеплат ла каля ферата, уйтат за че са нтеплат дин 2010 нкоачи. Ан ану 2008-2009, кад я ам плекат дин гуверн, каля ферата ира антреприндери ди стат, профитабилы, каре ануал платя дивиденди ла стат, катива 10 ди миллионе ди лей. Din anul 2010, când am venit Alianța pentru Integrare Europeană 1, 2, 3 și așa mai departe, ei au început să falimenteze această întreprindere. Nu întâmplător, noi socialiștii am insistat ca să fie creată comisie de anchetă la Parlament, care să examineze 10 ani, din 2010 până în 2020. Ce s-a întâmplat cu calea ferată? Dar eu să vă spun ce s-a întâmplat. De la început, drugii lui Ghimpu acolo, miniștri, pentru că la dânsul în Alianță s-au împărțit domeniile și fiecare fura pe domeniul lui. Și în fiecare an, calea ferată avea pierderi 400-500 de milioane de lei. Ei o îngropau, sugeau tot sucul din trânsă. Cum o întreprindere profitabilă în 2009 a ajuns în anul 2007-2008 cu pierderi anual de 300-400 de milioane de lei? Locomotivele cele cumpărate cu atcaturi de câte șalauri și multe, multe, multe alte chestii sunt, doar dosarele penale sunt. Pur și simplu, Plahotniuc tătile stupa. În anul 2020, la începutul anului 2020, noul director care a fost numit la calea ferată, a stâns toate datoriile la salariu care erau datorii de 6-7 luni. Și angajați la calea ferată, țin minte. Până în octombrie s-au ținut graficul de achitare a salariilor. Dar anul 2020, din cauza COVID-ului și secetei, calea ferată practic nu a funcționat. A fost închisă. Dar vedeți care e transportarea mărfurilor, statistica pentru anul trecut. A căzut de câteva ori. COVID închisă frontierele, calea ferată nu circulă. Secetă nu este greu. Ors, porumb, floresoarele, pentru că se transporta pe calea ferată cu vagoanele, s-au stopat și calea ferată a intrat în colaps. Puteți voi să vorbiți de conducerea care a fost în anul 2020 cât doriți. Dar eu sunt fier convins că comisia o să înțeleagă și o să intre în detalii și o să arăte unde e bubă la toate întrebările astea. Pentru că dacă calea ferată era în stare anului 2009-2010, criza de anul trecut ei nu o simțeau, aveau rezerve. Dar liberalii și democrații ultimii 8-9 ani au distrus și au pus-o pe brânci. Și e clar că lucrul ăsta s-a simțit la prima criză, pentru că n-ai cum. Eu am menționat și menționez încă o dată. Și știu că colegii mei discută cu angajați. Acolo 6-7 mii de angajați. Salariile foarte mici. Apropo, în septembrie, la cererea mea s-au majorat salariile puțin la calea ferată. Din sărăcie care a fost puțin s-au majorat. Soluția e una. Acum trebuie de văzut sau statul să ajute calea ferată, sau calea ferată să vândă niște active neutilizate și să achite datoriile, în primul rând, la salarii. Cu oamenii trebuie de achitat, pentru că asta e unica sursă a lor de venit.
Asta e la întrebările de la TV. Point.media. O, удостоили внимания. Вы можете нас не только критиковать, да? Игорь Николаевич, вы часто встречались с Путиным. Называйте его своим другом. Да, называй его своим другом. Вам что-то известно про роскошный... Ну, что, какой еще вопрос вы можете раздать? Конечно, только с такой. В Геленджике, который в расследовании Навального называет путинским. Поддерживаете ли вы отношения с президентом России? То есть хотите спросить, если я был в так называемом дворце, если там есть молдавское вино? Я там не был. Я считаю, что мое мнение, как простого обывателя, я думаю, что это обычный фейк, мое мнение. Понятно, почему оно было сделано. Понятно, какая борьба сейчас идет против России. Понятно, кем ведется эта борьба. Борьба идет и ставка на дестабилизацию политической ситуации, внутриполитической в России. Знаете, когда я выступал в конце прошлого года на заседании Евразэс или СНГ, я не помню. Я сказал, я сейчас помню несколько фраз. Сказал, что то, что произошло в 2020-м, показало, что западные геополитические игроки пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг России. Мы видели Белоруссию. У нас тоже были планы на это. В случае нашего выигрыша они готовили нам Майданы и так далее, все эти западники, все эти НПОшники, и были бы в первом ряду. А сейчас они пытаются дестабилизировать ситуацию в России, потому что у них выборы скоро. Не случайно все это. Но выборы в Государственную Думу. И начали заранее, начали в долгую раскачивать. И вот эта опера из той же песни, к сожалению. Ну, как там, демократия, самая лучшая демократия, какая демократия? Ну, вы увидели, что произошло в Соединенных Штатах на фоне. Демократия вернулась к ним обратно, вот, когда были эти события в Вашингтоне, или где был недавно. Поэтому поддерживали отношения с президентом России. Ну, у нас последние контакты были в декабре, если не ошибаюсь, прошлого года на вот этих саммитах. Я считаю, что у нас были и сейчас есть хорошие отношения. Я уважаю его как один из мировых лидеров. И как я уже сказал на прошлой передаче, потому что тоже пытались зацепить таким вопросом, я считаю, что Путин один из лучших президентов или руководителей России за последние 100, может быть, даже 200 лет, который сделал для России больше, чем многие другие. Дай Бог, чтобы он продолжал делать эти великие дела для своего народа. Это Астауфустуатин Треберли, Туати Респонсулан Треберли. Кстати, не случайно у Путина в Молдове рейтинг выше, чем у любого другого иностранного гражданина. Может, кому-то это не нравится. Аша. Энтреберли. Энтреберли. Кушан чепсы вина. Сент Энтреберли Санус, бойцы. Сау финализами сегодня. Ломка Тиван Треберь? Аша, статский линк, ну, вин. Без довольны, Сентреберли. Аша, есть. Вадим Улару, мембри консилиус премии секуритати, чину есть окей. Вадим, в первую очередь, кум поц фи мембри де он джеори, мембри консилиус премии секуритати. А часто и практика, как иран тимпул плохотнюк. Чиштите, фок плохотнюк шфила? Потому что ниш плохотнюк, но иран начальник инцара, ниш филадям, но иран начальник инцара. Потому что сотраснит он упялту, что пус вичи инфаца. Ну, филат лопус пилянка, плохотнюк лопус пи корман, не спари, он преминист, алту спикер. Шкаи тот сфи в теме, я спуслу тимовти, кан консилис прен секуритати, пилонга мембри кари цен, я ста, опус лидери политич. Шло после на În consiliul sprendi securitate, și pe filat, și pe parec, și plăhătniuc, și pe lupu, și pe gimpu, și așa mai departe. E că mai Sandu face fix același lucru. Își pune cu metri la consilieri, sau la nașii, își pune în consiliul sprendi securitate. Păi asta la ce e business de familie, sau ce faceți voi cu? Și spune că eu când o să vreau să fac, eu să fac consiliul sprendi securitate fără rest, o să fac numai cu metri în ei. Păi, dar șezătoare poți să faci acasă, șezătoare poți să faci în altă parte. Dar este Consiliul Suprem de Securitate. E clar că Consiliul Suprem de Securitate nu are nicio atribuție, nicio funcție. Este consultativ. Și eu, văzând cum își bate joc de unde membrii Consiliului Suprem de Securitate, dar eu în genul nu m-aș duce. Dar pentru ce să vă duci să faci PR-ul Maia Sandu? E poate să ceară informații,
Dar tot Curtea Constituțională cere deputații Ilmae Sandu, a spus nu în octombrie, în trecut, că Consiliul Suprem de Securitate nu are dreptul să ceară informații și instituțiile nu sunt obligate să prezinte informații. Pentru că e organ consultativ. Iată atunci au luat decizia asta împotriva mea, că eu eram președintele Consiliului Suprem de Securitate. Am o căzut în aceeași groapă. Apropo, nu săpați groapă la alții, cădeți singuri în ea. Dar asta e discusiunea club. Ei îmi pare că-s deprinși cu ăștia de pe ONG-uri, că coffee break, știți? La dânșii, spălarea de fonduri străine, asta trebuie să faci 80 coffee break-uri, 3 mese rotunde, două în doi pe teren, nu știu ce, un forum, și o spălat 200-300 de mii de dolari. Mi se pare că ei cred că Consiliul Suprem de Securitate, asta e loc pentru coffee break-uri. Леонид Кебутар. Я писал вам раньше, надо всех депутатов 4 раза в месяц отправлять к избирателям, чтобы они рассказывали им, какие законы приняли, какую пользу эти законы для народа и так далее. Леонид, я с вами полностью согласен. Мои депутаты-социалисты каждый понедельник находятся в районах. Кстати, мы можем публиковать график, но они публикуют. Каждый понедельник, то есть 4 раза в месяц, мои депутаты-социалисты находятся в районах. Я думаю, что это правильно. Вообще нужно, чтобы депутаты, и не только депутаты, но и президент, не сидели в кабинетах целый день и шли в народ только на выборах. Нужно каждую неделю быть там, в народе. Иван Барбулат, май вин вакчин лидер Руси, савансат чевам прочедур. Дом Барбулат, кераса земля цан верификат, примал сет пакет документи, а фос держа презентат. Acolo mai sunt câteva detalii și sper foarte mult că în timpul cel mai apropiat vor fi toate documentele și va fi înregistrat. Eu sper că va fi înregistrat concomitent toate vaccinile pentru ca cetățenii să aibă posibilitatea de a alege. Vlad Pușcașu. Domnule președinte, mai multe întrebări. Când vor veni investitorii strategici din Euroasia, Moldova și ce planuri aveți pentru lobby puternic Kazahstan, China, Rusia, Azerbaijan? Când vor veni investiții strategici mari în Moldova? Domnul Pușcașu, Vlad, eu am menționat în prima parte a emisiunii că în condițiile de incertitudine nimeni nu va veni în Republica Moldova. Cu regret, acest an va fi incertitudine totală. Din cauza, deja menționat, nu vreau să mă repet. Pentru ca investitorii să vină, indiferent de unde, din est sau din est, trebuie să fie ordine, guvern, stabil și previzibilitate pentru o perioadă minimul de 2-3 ani. Noi acest lucru nu avem acum. A doua întrebare, ce părere aveți de faptul că România și ambasadorul Ioniț refuză să plătească compensația romilor din Soroc? Nu, nu o să comentez eu pe Ioniță și pe... Eu cred că adresați lor întrebare. Nina Burlaco, Sandu слишком быстро забыла все свои обещания. Ну, Нина, я думаю, что народ покажет и ответит на этот вопрос, который вы задали, на ближайших выборах. Дана Усатый, че фачится им визители на территорию? Дана Усатый, я публика пропон континуаре тот агента мя. Конкрет, ам венит ин сад, ам тани ку примару, ам тани консилиери локаль, ам дискутат ку оамни дин сад, ам распус ла антребели лор, ам требат че проблеми ау ин сад. Де экземплу, айчи требу opportunity de drum, aici trebuie reparații la grădiniță, aici trebuie ceva în Casa de Cultură, le-am fixat pe toate și deputații noștri în baza acestor propuneri, acestor probleme, acestor solicitări, pregătesc modificări legislative, propuneri la buget și încercăm să-i ajutăm. Dacă putem să-i ajutăm din bugetul local, raional, știți că noi avem, suntem la conducere în 21 de raioane din Republica Moldova, avem președinți de raioane în 21 de raioane, dacă putem să-i ajutăm din bugetul local, încercăm să-i ajutăm din bugetul local. Dacă nu, dacă e vorba de surse mai mari, atunci apelăm la bugetul de stat. Dacă e cazul ajutorul unor familii cu mulți copii sau nevoiașe, încerc să caut ceva sponsor pentru a ajuta pe acest nevoiaș. În general, eu cred că în timpul cel mai apropiat, în câteva săptămâni, sper, eu o să vin cu un program amplu de dezvoltare a localităților din Republica Moldova. Noi pregătim acum, avem informația practic fiecare localitate, o să venim cu o abordare amplă, ca oamenii să știe. Uite, dacă socialiștii sunt la guvernare, uite ce o să facă, 1, 2, 3, 4, 5, pentru satul concret. Nu așa, ia ca să fie bine în țară. Și oamenii treabă, bine tu, președintele, sau tu, cinovnic, spui ca să fie bine. Pentru tine să fie bine, dacă nu să fie pentru noi. Este un ban pe tema asta.
Noi să venim cu un program foarte clar ce o să facem noi în fiecare localitate din Republica Moldova. Евгений Александрович, вы в Бога верите? Евгений, ну, хороший вопрос, ну, как вы думаете? Я верующий человек. А дальше уже как и так далее, это отвечать не буду. Евгений Александрович, Игорь Николаевич, чему вы научились и что узнали нового на посту президента страны? Что слушаем больше, голос сердца или разума? Я думаю, что в должности президента нужно больше слушать голос разума. К сожалению, нынешний президент слушает больше голос сердца, то есть работает на эмоциях. Но когда ты руководитель страны, я считаю, что очень важно, чтобы быть взвешенным, мудрым и пытаться иметь диалог и находить общий язык с разными людьми. Даже те, которые тебя не устраивают, даже те, которые тебе не нравятся. Нужно пытаться находить выход из ситуации. Садиться за стол переговоров и общаться. Стимас претень, патру здесь две минуты отрекут, тестул де репеди. Я вряд ли вам уцумес пентру дреберли дневастра, есть тимпу форте формоса фара, запады. Дорог са профитас де ачеста ну тимп ши де часто запада, пентру афи алету де фамилии ши алету де чей драши. Воре санатате, сукчеси, ши не видя саптам на витуаре. Ларивидери.